Un accident rutier s-a produs joi dimineață pe DN2, la intersecția cu DN15C, la Vadul Moldovei. Potrivit DRDP Iași, un autoturism a intrat în coliziune cu un autotren, producând scurgeri de combustibil pe partea carosabilă. Cauza probabilă a accidentului a fost neacordarea de prioritate, spun cei de la DRDP Iași. Celălalt accident rutier s-a produs pe DN2 la cumpărătura județul Suceava. Un autotren care se deplasa pe sensul Fălticeni-Suceava a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat. Traficul a fost blocat pe un sens, dirijat de poliție, în condițiile unui carosabil umed. Șoferul a dat vina pe drumul alunecos. La 7:10 dimineață, pur și simplu m-a furat și m-a dat în șanță. Era zăpadă, polei pe carosabil? Era drum alunecos, a dat seama. S-a dat prea multă sar, nu pot să-mi dau seama din ce cauză. Drumul alunecos. Mai avem 2-3 colegi în spate care erau, au văzut exact. Tot demersul, cum s-au... Și pur și simplu l-ați pierdut și spre Suceava, presupun. Da, exact. Ce transportați? Mobilă. Mobilă, nu? Marfa compromisă, să înțeleg. Da. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a informat că joi dimineața au fost semnalate depuneri izolate de polei pe DN2 între localitățile Fălticeni și Vadul Moldovei și că s-a acționat cu material antiderapant. Pentru reducerea riscului de implicare în evenimente rutiere, Poliția Română a recomandat conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, să mărească distanța între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante și să nu bruscheze comenzile mașinii.